Traseul ștafetei steagului Uniunii Europene, împreună cu aducem steagurile înapoi, este următorul. Am pornit din München, am făcut un ocol, ne-am oprit la Zürich, ne-am salutat cu românii de acolo, apoi am mers la Stuttgart, la fel, ne-am salutat cu românii de la Stuttgart, apoi am mers direct la Bruxelles. De la Bruxelles, din fața Parlamentului Uniunii Europene, domnul Silvius Mureșan ne-a oferit cele două apele care vor ajunge la guvern și îi mulțumim și pe calea, această cale că a făcut treaba asta pentru noi. Iar apoi de la Bruxelles am mers la Strasbourg, unde la fel acolo o româncă a organizat o mică manifestație în fața Parlamentului de la Strasbourg. Iarăși am deschis steagul mare, am și futurat steagurile mici, ne-am întâlnit cu românii de acolo, care la fel ne-au încurajat și s-au bucurat foarte tare pentru ce facem și le-au trimis celor de acasă susținere în lupta împotriva corupției, evident. De la Strasbourg, itinerarul nostru a trecut iarăși prin München, unde am avut un eveniment chiar în centrul orașului, în fața primăriei din München. E, acolo ne-am întâlnit cu protestatarii, cu care ne întâlnim de altfel la fiecare din protestele pe care le organizăm. Au venit și de data asta și la fel au transmis mai departe românilor de acasă importanța rămânerii României cu totul în Uniunea Europeană. Apoi de la München ne-am continuat drumul la Budapesta. La Budapesta, românii de acolo au evenimentul lor, s-a unit cumva cu un protest al studenților și elevilor din Budapesta, protest pro-european, un protest în care ei cereau modificarea legilor învățământului. S-au bucurat foarte tare că de steagul nostru mare, am întins steagul mare, a fost un marș din centrul Budapestei până la Parlamentul lor, am însoțit și noi, steagul a fost înaintea marșului și noi cu steagul mare și cu celelalte două mici la Bruxelles, trofee valoroase, am parcurs împreună cu elevii și studenții, tinerii din Budapesta, tot drumul până la Parlamentul din Budapesta. Apoi ne-am luat la revedere și a doua zi am pornit pe granița Borș, de lângă Oradea. Acolo, la graniță, dincolo de graniță, ne așteptau oameni din Oradea. Noi am arborat cele două steaguri ale Uniunii Europene în stânga și în dreapta mașinii noastre. Mașina noastră albastră avea stele, la rândul ei lipite, stele galbene pe ea. Și am arborat și steagul tricolor românesc. Și așa am intrat, am trecut granița. A fost un moment extraordinar de emoționant, am avut cu toții emoții. Și apoi de acolo am înmânat, am dat mai departe ștafeta fraților de acasă. Traseul de după Oradea a fost pus la cale, pus la cale de Sorin Bobiș. Noi acum l-am ajutat de la distanță logistică și altele, dar am mers așa. Oradea,
Cluj, Arad, acum, Sibiu, Alba Iulia, Timișoara, Brașov, Deva, Pitești și astăzi este în Pitești și urmează mâine să ajungă în București, în fața guvernului, unde ne adunăm cu toții și o să predăm aceste două steaguri guvernului, doamnei primul ministru Dăncilă.